Fostul antrenor al Craiovei, Laszlo Balint, a trecut cu greu peste despărțirea de universitate. În timpul liber face plimbări prin pădure și evită întâlnirile cu urșii. Laszlo Balint s-a despărțit de Craiova după victoria din derbiul local cu Craiova lui Mititelu. O experiență dureroasă pentru mine, o experiență care mi-a lăsat un gust amar. N-a fost ușor să trec peste, însă am încercat să scot lucrurile pozitive. Balint a mai antrenat după ce s-a despărțit de Craiova. Acum se bucură de liniște și mai face din când în când câte o plimbare prin pădure. Primeam câte o alertă de prezența urșilor și făceam cale întoarsă pentru că nu e bine să te pui cu astfel de animăluțe prin pădure. Aveai un sprint bun când jucai. Așa este, așa este, dar nu cred că l-aș fi depășit pe ursuleț. Lui Balint îi plac animalele, iar acasă stă cât poate de mult cu câinele familiei, un San Bernard. Cu atenție, ți-am spus, numai cu alți câini. Cu oamenii nu are treabă. Cu alți câini. Despre antrenorul său favorit, fotbaliștii care l-au impresionat și pasiunile din afara fotbalului, în interviul de 10 de pe Pro Arena.